Ah, 1 martie! Majoritatea dintre noi ne aducem aminte cu bucurie și totodată cu nostalgie de aerul și simțământul acestei zile de sărbătoare. Îmi aduc aminte și de mine. Un prichindel îmbrăcat frumos în uniformă, cu mărțișor în piept și bujori în obrăjori. Tăcut și introvertit, așteptam cu mare nerăbdare momentul meu de grație, și anume momentul în care fetele din clasă îmi prindeau câte un mărțișor în piept. La finalul primei ore, căci cam pe atunci se întâmpla toată datina, număram mărțișoarele și le comparam cu cele ale camaraților mei. Cel care avea cele mai multe mărțișoare era mândru, nevoie mare, dar se întâmpla mai de fiecare dată ca toți să avem același număr de mărțișoare. În inocența de atunci, nu se făceau așa zise discriminări. Drept pentru a ne aminti toți vremurile de atunci, am ales să vă fac cunoștință cu doamna învățătoare Cristina Pleșescu, un adevărat sculptor de minți și o a doua mamă pentru zeci sau chiar sute de copii. Am găsit-o la dumneai acasă, o persoană plină de viață, mereu cu zâmbetul pe buze, plină de umor, cu o minte deschisă și credeți-mă că vă spun, la onorabila dumneai vârstă e greu de urmărit. Cu dumneaei am discutat despre greutățile și totodată bucuriile profesiei de învățător, despre sacrificiile făcute și satisfacțiile pe care le-a avut în îndeplinirea scopului ei, adică de a crește nu doar elevi eminenți, ci oameni buni, în adevăratul sens al cuvântului. De ziua de mărțișori, vă ofer o călătorie în timp prin intermediul povestirilor dumneaei. Vă urez vizionare plăcută! Foarte bine primește mărțișor. Mulțumesc foarte mult. Deci, să prind așa cum. Deci, de 8 martie Da. trebuie să mă întorc cu un buchet de flori. A, nu, mulțumesc frumos. Eu nu pun de asta mărțișor. Nu stă că e Lăsați așa. Așa. Dar fac camera mea. Da, tot așa, dar e așa. Nu foarte bine mărțișor. Deci, simbolul da. Norocului. Dar o să aveți noroc De și... simbolul norocului la mine pe. Lucrez cu dânși pentru Deci, dumneavoastră faceți da, cu copiii mărțișoare. Da, lucrez cu dânși. Handmade. Eu ci, de fapt lucrări chiar am dat odată, am mers în excursie cu 2 ani. Chiar s-a nimerit acum, pe 1 martie, nu știu cum a fost. Și am lucrat cu copiii și am luat la mini și pe autocar. La autocar le-am dat la toți cât eu. Da, lucrasem cu ei mai multe. Și uite așa câte o floare. Și uite așa câte una din asta. Uite așa ea. Da, acum m-am lucrat mai mult. Uite, gentuță. E greu să lucrați cu copii? Foarte greu. Când ești mic, eu am acum clasa întâi, îți dai seama că ei nu știu nici măcar să decupeze. Eu trebuie să-i învăț să decupeze. Că eu am fost cu online-ul ăsta acum și ei nici nu știu să ții foarte cu mână. Am lucrat cu dânsul, uite, am chiar niște poze. Acum, că am lucrat chiar vineri cu ei. De ce simbolizează mărțișorul, adică albul și roșu? Păi desigur, culoarea roșie sunt anumite legende, povești, pe baza mărțișorului. Când un voinic s-a luptat cu zmeu, nu? Atunci ei s-au luptat până voinicul săracul și-a dat sufletul. Sângele ăla au căzut și a ieșit un ghiocel și de atunci semnifică roșu, practic sângele vărsat, semnifică dragoste și sângele vărsat de acel voinic. Iar albul, puritatea ghiocelului, care vestește sosirea primăverii. Sunt copii talentați în comuna noastră? Da, sunt foarte talentați, numai că la noi știi cum e problema, că ei n-au timp să ocupe așa tare acasă de ei, la școală, sărașii cât fac la școală. Eu și puțin îmi dau și sufletul pentru ei, nu știu, îs legat așa de ei și le știu povestea la toți, le știu părinții, le știu cazul, le știu problemele deci lor. Deci aveți copii defavorizați în... Da, aproape toți defavorizați aici. Toți, toți da, și toți oricum, au probleme. Da, iată apropiere aici, la da. Țară, față la oraș. Da, noi cunoaștem cunoaștem familia, dar eu i-am învățat și pe părinților, dai seama că îi știu și știu și potențialul și la părinți și sunt sărașii care îți bătuți de soartă că n-ai ce să lișei. Da. Că ei sărași chiar dacă pot, vreau, adică să fie mai buni, dar de aici nu le da, contează foarte mult mediul în care sunt. Da, și contează și materialul genetic care-i transmis. Da, da. Și el când se transmite de la unul la altul, îți dai seama că aproape da, numai... E cam greu ca să depășești de n-ai cum, acest n-ai. Și v-a atras această meserie de...
Sau cum în primul rând, că eu am lucrat în altă parte. Uh-huh. Și atunci când s-a desființat postul, când așa unde am lucrat. A lucrat pe vremea comunistă. Da, da, da. La CAP. Da, așa, la CAP. Și eram calificată pentru la CAP. Deci dacă atunci s-o închis cu CAP-ul și nu mai erau posturi, asta și m-am gândit, a făcut firma și e, când atunci cu vrem să facă da, da, cu... am deschis aici la barul ăsta, nu știu, nu ne-a plăcut. S-a avut încădere antreprenoriale. Am închis, nu. Dar nici nu mergea, trebuie și bani mulți, trebuie să umbli și... și nu-mi plăcea mie, zic, ce să fac, stau la acolo. Și atunci m-am gândit, m-am dus și m-am dat testări, peste testări, m-am interesat, erau și posturi, acum sunt mai multe cadre decât posturi și nu prea sunt locuri, atunci erau. La ce vârstă? Atunci când am intrat eu în învățământ, în 94 am intrat în învățământ. Eu vin din 81 am ieșit la servici. În 81 am terminat liceul și am intrat în câmpul muncii. În câmpul muncii. Direct, cum am venit, cum am terminat școală, am intrat la... și a pie, cum era atunci înainte, și eu puteai să te angajezi. De fapt, atunci nu puteai să te îndrăbești. Nu, nu, nu te lasa. Acum voi sunteți tineri, altfel. Dacă te vedea pe stradă că nu faci nimic, te lua de mână și spunea. Da. Ce faci? Avem liceu și cum termina liceu, cum vine să te angaja în... Și apoi când s-o desființat, nu știam încotro să apuc. Și am zis, măi, trebuie să voi eu pe o cale, nu știu, mă gândeam, mă duc și eu în altă țară, cum zic eu. Dar până la urmă m-am gândit și am văzut că sunt posturi, am intrat necalificat atunci la început, că era nevoie la școală, erau, am avut o reținere așa, că am zis, măi, dar nu știu dacă mă discut, dacă nu mă discut, că atunci când te duci la început și nu știi. Ei, dar m-a încurajat, sora mea era cu un an înaintea mea și m-a încurajat, vezi tu că nu e greu, lasă că te mai ajut eu, că nu știu și m-a încurajat. Și am intrat și după aceea m-am fost cu burta pe carte și m-am apucat de învățat și am ieșit la testări, că se dădea testări. Ei, și după aceea m-am înscris la, și am făcut post-liceala, că nu se putea după aceea ca să mă calific aici, eram calificat în domeniul și ala. M-am dus și am făcut școala 40 de ani, eu făceam post-liceala. De asta vă spun, acum cât sunteți tineri, că eu și cu Bogdanel vorbesc că dumneavoastră și îi spun, acum cât ești tânăr, bate fierul cât e cald, puneți și învățați, puneți și faceți multe calificări. Deci am cu școala de șoferi și programe din astea care pentru calificări, pentru și am spus, chiar și te duci undeva și lucrezi, 2-3 ori, foarte bine, cât inițiezi, prinzi experiență, e totul bine. Și atunci eu m-am apucat de învățat și m-am dus, am fost și așa, am făcut la 40 de ani. Vezi că nu știi încă cum e chestia aici cu învățământul. E foarte mult de învățat în învățământ. Nu știi nimeni decât cel care e învățământ. Eu până la 50 de ani am avut învățat în tot anul. Ultimul grad l-am dat în, la 50 de ani. Îți dai seama la 50 de ani să ții lucrare și să dai gradul 1, care e ultimul grad de învățământ. El când termin postul și ala dai licența, dai titularizare, dai definitiva, dai gradul 2 și după aceea e gradul 1. Plus inspecții în tătană. Cred că ai avut și tu inspecții la școală. Am avut, am avut. La doamna Horga ai învățat. Nu, nu, la doamna Zupa. A doamna Zupa, așa, doamna Zupa. Asta nu mi-aduc aminte. Nu e. Era mic atunci, nu prea mi-aduc aminte. Nu doar fragmente din... Dar nu mai știu dacă atunci. Doamna Zupa, dacă radile, nu mai știu dacă... Dar... bine, că nu toți, nu e obligatoriu să ai gradile. Dar eu dacă am văzut că am mers post și ala, am dat licența, și bine că am fost și eu, de felul meu, conștiincioasă, doar poate ai auzit de fetele de loc, din Arama. Nu, că merge vestea, poate, dar acum s-au mai pierdut, nu știi, noi eram... Nu prea m-am auzit, nu știu, poate să ardă mereu. Noi suntem 11 din Arama, eu suntem 10 surori și o frate și toate am învățat. Adică de felul nostru suntem așa foarte, mi-a dat tata la școală, mi-a dat la, a făcut facultăți, a făcut licee, a făcut tot, știi, nu mi-a lăsat ca să stăm la țară. Și când s-a auzit de fetele dropt, adică era, bă, dacă iau dropt, e clar, că adică îi merge în mintea și nu știu, și așa. Și acum, la 40 de ani, eu m-am dus foarte conștiincioasă, cum eram la școală, așa, învățam, vedem examenii, luam note mari. După aceea am mers cu titularizarea, cu licența, cu gradii și am avut o ambiție să merg. Ei, dar știi că am realizat, după câțiva ani când am terminat cu grade, am realizat pe câte am trecut și nu vine să cred. Eu atunci n-am putut să mă bucur, că nu știam, credeam că e ceva normal, că trebuie să merg, trebuie să iau notă mare. Dar după aceea când am văzut că alții s-au oprit, nu mai mers mai departe sau nu au luat,
mă gândim, păi da, eu chiar am fost, chiar am fost. Adică nu credem că la vârsta mea, mai ales, era și greu ca să înveți la vârsta aceea. La ora două eu stăteam cu cărțile întinse și învățam. M-au găsit, am martori care m-au găsit, dar tu și faci la ora două, luminile aprinse și tot. Eu învăț noaptea, că ziua, dacă duci la servici, ai animale, ai prin grădină, și nu era liniște. Nu puteți să învăț ziua. Era copii pe aici, așa era pe drum, băteau mingea pe aici, cânta muzica, că vine un concediu la soacră pe aici, cum sunt la Ilis mulți. Oamenii vine un concediu, pune muzica, cântau, jucau pe acolo, eu nu puteam să învăț, mă duceam în fundul grădinii. Am zis că, uite, dar ambiția. Da, contează foarte. Am avut o ambiție când nu înțelegea nici surorile mele când ești la mine. Dar tu n-ai mai terminat de învățat? Nu mai terminează, că uite, nimeni nu înțelege decât cel care e învățământ. Zic, înveți până ieși la pensie. Da, și învățarea asta continuă, nu neapărat în învățământ. Da, peste tot e necesar. Învățarea continuă, trebuie să înveți tot timpul. Îți menține și o minte sănătoasă și oarecum da, îți dă și un scop în viață. Eu acum, dacă intru, nu stau pe Facebook. Nu le-am cu este ca să stau. Intru doar așa, dacă îmi trimite la școală, dacă îmi trimite să avem de făcut vreau una la alta și mai intru ca să văd mesajele este. Dar încolo, eu intru să citesc anumite lucruri care mă interesează. Sau am jocuri din asta, nu joc, sunt un fel de jocuri, dar pentru memorie. Ca la vârsta mea de acum trebuie să înțelegi memoria. Ca altfel o elerează. Mai ales la școală trebuie să ai răbdare, copiii trebuie să... Și atunci eu am jocuri din astea, jocuri de cuvinte. Tot felul din astea care țin memoria, știi, trează. Să nu sculci cumva pe o parte și să uite de... Și trebuie să ai răbdare în primul rând la școală. Dacă n-ai răbdare, n-ai cum să mergi mai departe. E și o vocație, nu poate oricine să fie învățător. Sau... Aici, în primul rând, la școală. Eu nu știu, am avut așa o plăcere după ce am intrat. Bine, că eu și de felul meu să fie așa calm, doar așa mă știi. Care să fiu, să mă răpăd la copii sau ceva. Nu, îi plac eu și duc dulciuri, doar dacă poate ai auzit la copii, prin deal, îi dușem... Cum îi dă cornul da, și îi ducem de acasă, mai am și acum stop și acum am, eu murit acolo de ea. Îi ducem ieri de albini și punem cornul cei care îi dă de la copii sau dulciuri, îi cumpăram. Îi ducem odată și săptămâni îi dădem dulciuri și ei toți care se duc în deal regret după aceea că doamna învățătoare îi ducem de albini, nu-i vede nimeni. Adică sunt legată de ei, cum spun, exact ca și cum ar fi copiii mei. Și eu mă duc la școală, mă duc așa cu o plăcere, bine că acolo trebuie să ai și răbdare, te mai enervează, te mai, că vezi că nu înțeleg și trebuie să stai de dâns, le explic de mai multe ori. N-ai ce faci, dar odată și te-ai ales și eu așa în felul meu, sunt care sunt mai nervoși, care sunt mai... Inclusiv. Da, păi sunt, dar așa nu sunt pentru învățământ. Oricum, imaginația a unei învățătoare rămâne întipărit în mintea copilului. Să știi că... Eu, ani, toate generațiile care le-am predat în deal, nu știu, exact cum sunt copiii mei, așa se leagă de mine. Și ei de mine și eu de ei. Și plângem în hohote când plângem și spărțăm. Măi, dar zic, eu sunt sat. Și ei vin după aceea la mine. Vezi că vine câțiva ani la început, că după aceea îi treci, că acolo în deal se iei cu ceilalți și fac o brăznișie și după aceea. Dar atunci... Așa plângeau în vouă, de cred eu că gata, ne despărțăm de tot. Dar zic, mă, eu sunt sat, nu e nicio problemă. Voi, când mai aveți vă probleme, ceva, veniți la mine. Și acum vin la școală, vin câțiva ani atunci, a 5, a 6, cam așa. Dar după aceea, pentru așa, pe nu mai vin. Că... Sigolănesc. Da. Și vin la mine sau s-o nimerit că eu le dau și acolo, la când vin la 1 martie, vin și le aduc mărțișoare, din ideal de acolo, vin repede și le aduc mărțișoare. Eu acum știi că le dau înapoi. Am spus, măi, n-are rost. Deci mai degrabă vin fără. Da, nu, dar eu am spus că n-are rost să cheltuiți voi banii cu mărțișoarele, chiar dacă mi-i aduci și că, na, așa e un gest frumos pentru, na, să vii să aduc un mărțișor, el îi oferă înapoi. Ca și cum din partea mea îi oferă înapoi un mărțișor. Zic, nu, nici o supărare, zic, nu că nu vreau să primesc, dar uite, uite mărțișoare. Vă rog frumos să vorbiți un pic despre simbolurile astea ale mărțișoarelor, coșarul. Ce simbolizează coșarul? Simbolizează noroc. Noroc, bunăstare, fericire, pentru că la orice casă, nu să zici că scurăță coșul, nu de... Și atunci coșarul e bine să-l invităm acasă, numai că nu se mai folosește acum, că majoritatea s-a dat pe alte genuri de... Da, era și cânte cu ala. Cu vază, cu...
Acum... Era și cântecul ăla. Da. Va ieși coșar un drum, o să aveți noroc de bun. Sigur că da. Griji, nevoi, probleme, se vor duce ca un foc. Diocelul care e vestitorul primăverii chiar. Uite, chiar de unde vine culoarea albă a mărțișorului, nu? Simbolizează de la puritatea diocelului, sănătate, puritatea albă ăsta. Uite, aici e costumul popular, care se... Uite, două... Deci, un fel de costume populare, da, universale, așa, deci, la mărțișoare. Par mai mult din Rusia, parcă. Deci, da, e cum scumpărat. Aici chiar, uite, un mărțișor pentru doamna învățătoare. Scrie chiar de drăție expre. Deci scrie pentru doamna învățătoare, pentru cea mai bună învățătoare, da. La început nu se dădeau mărțișoare făcute nu, de mult, din mult, eu chiar când am intrat în învățământ, n-am... așa cu mărțișoarele. După ce am văzut, dar eu fac din mână cu dânșă, fac mărțișoare din astea de lucrez cu dânșă. Uite, nu întâmplător am ales și eu mărțișorul ăsta pentru dumneavoastră. Cu... Are fix toate semnele ale norocului. Are potcoava. Potcoava, dacă are și ăsta, simbolizează noroc. Trifoiul cu patru foi. Da. Ghiocelul. Uite și ăsta. În astea, uite, am pus potcoava, care simbolizează așa norocul, trifoi cu patru foi. Aici așa e martie, scrie pentru ca să le dai la mame. Și ce semne mai sunt? Ce simboluri mai sunt legate de mărțișor? Floricelii care simbolizează venirea primăverii. Floricelii fel de fel, narcisii, toate florile astea care simbolizează venirea primăverii. Că știi că voi, Nicola, s-a luptat 3 anotimpuri până a venit iar primăvara, nu? Cu zmeul care... s-a luptat și din sângele vărsat s-a încălzit pământul și s-a topit zăpada și a ieșit ghiocelul care e așa un fir de floare, o floricică așa de mică și a ieșit prin zăpadă. Aici iară, trifoi cu patru foi. Astea sunt mărțișoare care sunt primit iute și eu le-am păstrat. Acum de câțiva ani am spus că le primesc, dar le ofer înapoi. Fără supărare am spus nu să superi, zic le ofer înapoi că n-are rost ca să le... Încă celelalte mai vechi le-am mai dat. Astea sunt care mi-au mai rămas câteva așa. Trifoi cu patru foi mai multe. Amintiri așa câteva. Cum am înțeles că la unele școli, de bună seamă, mai mult la oraș, nu se mai fac cadouri mărțișoare și mai mult randomanii de astea cu flori. Să știi, și din cauza la alte școli care se oferă așa ceva, noi la țară doar știi, la noi la țară nici n-am nevoie, am spus, fără, am trecut și să nu a fost voie de serbare ca să fac serbări de sediopartie și n-am mai făcut. Anul ăsta, nici anul ăsta, nu fac serbare. Una e că nu-i voie să aduni părinții ca să așa, eu fac cu dânsă cânt, fac, cântăm cu dânsă poezii din astea și facem în deal, facem programul ăla din deal și n-avem cum să facem și la școli. La nou trebuie să întâlnim în deal acolo și facem program. Dar cum decurge o zi din 1 martie? Să știi că e ca o zi normală, nu? Că doar n-avem voie să dăm bairam pe școală. Da, dar tot se simte un aer. Da, asta da, ca toți așteaptă 1 martie. Copiii cel puțin se entuziasmat, așa că, vai, mărțișoare, doar de ce am început să lucrez, cu ei lucrez și greu și o trebuie să lucrez dinainte. Că atunci, prin 1 zic, am pregătit deja. Da. Nu atunci prin tâi stau și fac, îi trebuie o câteva zâni ca să fac o lucrare de asta. Ai văzut? E foarte greu de lucrat. Uite, astea luni lucrez asta, gentuța, uite. Uite, zici că e ușor, ia uite. Dar aici, uite, asta e mai veche, care am avut o... Uite, foarte, zici așa, pentru copii, foarte greu de lucrat. Sau floricelii este, uite, zambinile. Nici eu dacă mă spune să le fac, nu cred că mi-ar ieși așa. Nu, dar nu, că noi luăm. Eu s-am talent la... Nu, să știi, trebuie să-ți placă. De exemplu, eu să miră și colegii mei, că, dar nu știu, tu ai răbdare cu ei, faci atâtea lucrări cu dânsă. Măi, cred că depinde că dacă îți place, de exemplu, mie îmi place. Mi-a plăcut asta, disciplina asta cu arte vizuale, cu abilități practice și întotdeauna am făcut cu dânsă. Și dacă mi-a plăcut mie, automat îi inspir și lor și le place. Bine, lor, da, chiar dacă nu au răbdare, ei taia iurea și mai ales cu stânga, nici n-ai ce să faci, că na, le dai crezare. Dar încetul cu încetul să știi, că mă uiteam, fac o dată, dacă am mai făcut și anul trecut floricica asta am făcut-o și anul ăsta zic să o facem mai bine.
Și atunci erau la clasa pregătitoare și atunci nici cu online nu am făcut mai nimic. Ei, acum altfel, că el deși spune că repetiția e mama învățăturii. Și acum ciclul are 5 ani de învățământ, are clasa pregătitoare. Da, clasa pregătitoare, acum am clasa 1. Clasa pregătitoare, clasa 1, a 2, a 3, așa tot. Da. Și Ghibe acum învață să decupeze, că nu știu, sunt foarte ca mâna stângă, îți dai seama, ca să decupez, să faci ceva, e foarte greu. Oricum, da? E frumos să vedeți cum evoluează un copil, să chiar... Da. Asta e munca mea, să știi că eu când termin clasa, și clasa 1, uite, după ce termin clasa 1 acum, și când văd că ei știu deja să scrie, știu să-i citească, știi cum am așa o mulțumire sufletească, pentru că știu că de la mine au învățat toate astea. Că ei când au venit, nu știu eu nici măcar să iei creionul. Să scrie o literă, să, așa cum știu eu, poate să numere, dar o parte nu știu să numere nici plan 10, deloc. Și adică când îi văd că ei citesc, învăț, scriu texte, citesc texte la clasa 1 când termină, așa parcă, zic, măi, totuși parcă asta e munca mea, știi, să vede munca mea în, și știu ei, că dacă ei nu știu nimic, automat, ca și cum n-a făcut nici eu nimic. Dar aveți elevi care au ieșit din lumea dumneavoastră și au ajuns la nivel înalt în ierarhia societății. Sunt de părere că din tot sistemul ăsta nostru de învățământ, aparent deficitar, cel mai important ciclu e cel primar. Că acolo învățăm aici, toate bazele. Aici e baza învățării. Da, practic baza. De aici pornește. El dacă săracul copilor, deși e bine de la 1-4, eu nu ies din clasă. Dimineața de când intru și până la când ies de la ori, eu nu ies din clasă de la dâns. Decât că mă duc să-i dau suplimentul ăla care le aduc și le dă să mănânci, mă duc și îl aduc și le dau să mănânci, în rest eu stau în clasă. Ei ies când e pauză, se uite la șeas, că le-am spus când e șeas așa, vă duceți la baie și așa, și îi vin înapoi în clasă. Eu nu ies din clasă de acolo. Și eu mai grea mai fac cu unul care îi văd că mi-e slab în pauză, eu lângă mine la catedră și uite așa, și mai fac cu dânsul. Ca să, poate că dacă nu merge acum în clasele astea mici la 1-4, nici nu mai merge după aceea. Da. El bazele aici le pune, că după aceea în clasă și 8, profesorul vine la oră, o plecat, nu-l interesează. Da, și acum copiii parcă sunt mai firavi, mai... Să știi că sunt foarte, eu mă uit, am zis, măi, nu știu, eu cred că și de la toate dulciurile astea care le mănâncă, de la magazine este, nu știu, și agitați. Agitați și nu știu, au așa o stare, parcă nu știu să joace, parcă le spun așa, nu înțeleg, nu știu, am zis că e ceva, dar trebuie să-i înțelegem, că noi n-aveți un control. Cunoașteți, adică cunoașteți, ați văzut evoluția asta de la copii, de la când ați început dumneavoastră? Păi și până acum... Ei se mai pierd pe drum. Zic că de la început, când ați început dumneavoastră învățământul, până acum. Da, și am văzut că acum de un timp îți schimbați, îți mai agitați. Mai agitați. Și mai firavi. Măi, îmi par că trebuie să te porți cu dâși așa, te porți cu ceva, vai să nu cumva să... Da. Nu știu, sunt foarte sensibile. Nu știu, eu am zis, cred că ori poate și prin aer poate poți fi ceva, clima asta, că din timp acum s-o schimba și clima asta, dar și dulciurile este care le mănâncă de cumpărat. Da, dar vă dați seama că acum și tehnologia asta cum a evoluat ea, Nu prea mai este copilul să joace afară cu alți copii. Nu mai spun că ei nu știu nici jocurile astea cum era înainte. Nu, acum ei nu mai fac stau sport. Cu capul. Eu am spus de obicei și la părinți, nu îi lasă să stea pe telefoane. De mici acum stai cu capul telefon. Nu am avut și face atunci când eram cu ăla, nu trebuie să stai. Da. Acum n-are rost să stai, să-și bată ochii. Uite, mi-am stricat și eu ochii de la... N-am avut și face, că eu trebuie de acum sport cu el. Da. Dar ei, uite, copii foarte buni și am avut o clasă care avem foarte slab și foarte buni. Măi, dar nu eu i-am învățat pe toți? Da. Vezi că asta diferă capacitatea fiecăruia, că nu toți poate să învețe la fel. Foarte în familia din care provine educația. Și plus că care se mai ocupă un pic de acasă, da. Și care, așa, și capacitatea lui care o are moștenită. Că să știi, contează doar și acum. Așa e, contează. Păi, da, sigur. Și dacă tu nu s-o transmis nimic aici, n-ai transmis. Nu, chiar dacă vrei. Dacă vrei cu adevărat, poți. Cât de cât cu voință, cât de cât măcar să mergi. Dar așa ca să faci tu și performanță, e greu. E greu că nu... Părinții dumneavoastră ce s-au ocupat? Să știi că părinții mei, tata mea a lucrat la Iași, la șantier. Dar atunci cum era el, că acum Dumnezeu să fie și pe amândoi, când duși în lumea celor drepți, să
știi, și el a învățat. Așa cum era atunci, când nu se învăța, nu aveai cum să te duci la școală, el s-a dus și a făcut o clasă. Așa s-a interesat, să făcea niște cursuri, să duce și făcea cursuri. Era unul, și de asta și prin noi era la școală. Adică lui dacă i-a plăcut și a avut servici, până a ieșit la pensie. El a fost după ce a venit aici la școală în ultimii ani și aici căldura de la școală, cum a venit la centrală, el a fost aici la centrală. După aceea a venit practiște la el a ieșit la pensie, 90 și după aceea. Dar a fost la Iași și acolo a lucrat, la Iași. Și făcea și cursul. Nu spun? Mama nu, că eu a stat... Dacă a crescut 11, îți dai seama cum era la ŠAP, aveai plan la ŠAP, lucrai cu pământul, cum era înainte atunci. Dar au fost o familie care le-au plăcut copiii să-i dea la școală. Și ne-au purtat la școală și ne-am dus la licei. Noi avem facultate, surorii mele au și facultate, au și liceu, o parte din ele, adică nu așa ne-au lăsat că las, că nu merg, merg și fără școală. Sunt o parte din părinți care nu i-au mai dat, va că... stăi la câmp aici să muncească, nu știu, nu, ei au fost de cei care sunt de ei la școală. Vine cu avut și pișinii să dă ei la școală. C-au văzut care avem potențial. Da, avem potențial și ne plăce la școală totdeauna. Eram premianti, învățam bine, numai cuvinte de laudă și atunci, sigur că și el a mers cu mândrie cu noi la școală, că știe că are cu cine să mândrie, că așa dacă vine... una și nu mai plece la școală și nu mai învăța și nu știu și așa, sigur că nu mai duce nici celelalte. Școala de astăzi valorează la fel de mult ca școala de atunci? Adică, după părerea mea, școala de acum nu prea te ajută la... Adică, materia e foarte veche. Foarte veche, sistemul program. E foarte deficitar. Eu acum nu sunt în măsură să spun de programe, nu știu și ca asta. Știu, doar pentru dumneavoastră. Dar pentru materii foarte multe, care nu e necesar pentru copii. Eu văd. Și săracul el spune, dar nici nu trebuie, că eu mă duc, nu știu, nici nu trebuie, nici să învăț, nu știu, și radical, nu știu, și fel de fel de exerciții. Asta e bun pentru tine, că îți dezvoltă și mintea, să poți învăța altceva mai bine. Vezi că spune, sau chiar și poezia, lese, eu le dau într-una să învețe poezii, să învețe, dezvoltă mintea, ca să poată învăța și mai bine să învețe și alte chestii mai grele, că așa dacă tu nu faci nimic, da și întrebu asta, da și întrebu și asta. Da, dar sunt de părere că unele exerciții, da, unele exerciții trebuie făcute separat, pentru că el se pricepe la matematică, da. El îi... o oferi mai tehnică, dă-i mai matematică, el oferi mai boemă, dă-i să scrie. Avem opționali acum, care putem alege la opționali, de exemplu să facem la o parte le place, eu știu, actoria, teatru, muzica, dansul, adică și de-aici când sunt mai mari sau la oraș, aici la noi la țară e cam greu. Noi facem, de exemplu, eu am făcut la opțional, ne-am ales educație financiară. Da, e foarte, foarte importantă educația financiară. Pentru că, pentru chiar de ăștia mici, da, eu îi învăț și chiar am făcut. Sistemul de coșculețe? Da, și să, ca să păstreze un ban, să nu-l cheltuie, sau ei nu știe eu din cardul, de bancomate, dar nu știam nici eu când mai era mai tânăr. Acum, adică când am ajuns și eu când nu știam cum să mă duc eu la bancă, la miez noptul scot bani. Parcă vine, când auzăm de la ăștia care erau plecați pe străinătate la... cum nații ăștia mei, știi că ei au fost plecați. Da, da, da. Și auzând că spune, cum, dar poți fi tu și noaptea la nici nu scot bani. De unde scot bani? De pe ce scot bani? Cum ți-i scot? Cum? E bucata asta de plastic, țineau bagnota asta? Nu ne explicam. Da, da, da. Dacă nu ești întâlnit, nu ne explicam. Până, acum când a apărut la noi, zic, uite, măi, chiar așa e, măi, că la nici nu poți să-i scot bani. Veni să iai picon, dar altfel, dacă o să-i scot. Trebuie să iai. Nu, îți dă și un pământul, de exemplu, cum poți face da. Acum. Și acum o evoluat acum pe telefon, cu telefonul faci ce vrei. Să știi că acum, pe o parte, eu stau și mă mir. Eu am trăit, cum ar veni, și în epoca cealaltă. Și acum trăiesc. Vă imaginați vreodată atunci când puteți să faceți treaba asta? Nu imaginam. Dar eu nu imaginam cu telefonul. Eu am prins când n-am avut telefoane. N-am avut nici fix. Era telefonul ăsta... Nici aici ăla nu era. Nu? După aceea a apărut acela care era de eu afară aici. Asta când? 90 Îl folosea cineva? Îl folosea atunci, dar atunci nu erau telefoane și trebuie să-l folosească. Și cum funcționa sistemul ăsta? Era la o centrală telefonică și... Dar avea o cartelă. Avea o cartelă și o introduceai cartelă acolo, formai numărul și vorbeai.
bine, ca și cum plăteai ca ce? Da, da. Dar nu imaginam cum tot așa s-auză, vorbești la telefon la mii de kilometri sau chiar știviez. Uite măi, când are, n-are cum să... Nu vine să cred! Da, până nu a apărut la noi și când a apărut, nu vine să cred. Au apărut întâi fixele astea, telefoanele astea fixe doar. Ei, și după așa au apărut astea mobilii și toate tehnologia asta. Eu am spus că acum urmează, doar chiar vorbim și cu Bogdaniela, mă, eu chiar aștept teleportarea. Că zic că am ajuns, eu cred că și asta o să urmeze. Da, sau clonarea. Nu, zic teleportarea numai asta, numai când bați din palmii și ai fost în Italia. Mai bați odată, știți, și dau întreia. Zic că aș fi la copii pe lea, zic, ar fi ceva. După cum a evoluat tehnologia asta în ultimul timp, eu cred. Cred că o să fie și teleportarea. Că o spus odată la televizor. Și zic eu asta, dacă o mai prind și pe asta, zic... Da, nu că a evoluat și acum eu stau și mă minunez când văd atâtea, chiar că poți vorbi la telefon, schivezi, nu mai zic bani pe carte, duci, scoți, pe telefon îi transmiți cu evrei. Adică stau bine, pentru mine a fost foarte greu. Da, sunt convins. Pentru mine a fost extraordinar, mai ales acum, adică cu online-ul ăsta. Am făcut cursuri. Am făcut și acum cursuri, când o trebuie să facem, că noi n-am fost pregătiți în domeniul ăsta. Dar nu m-am lăsat, adică de felul meu să o fie așa ambițioasă și nu mă lăs. Oriunde am lucrat, eu vreau să nu știu, să, cu fruntea sus așa, să-mi fac meseria oriunde a fost. Vinde de laudă și acolo unde am lucrat când am fost, mă lăuda într-una. Și aici vreau copiii ăștia care ies de pe mâna mea să știu că am făcut eu tot ce am putut. Când ei nu sunt poate la ce și vreau eu, asta se poate, cât am spus, depinde de capacitatea fiecăruia. Da, da, da. Dar eu sunt mulțumit că am făcut tot ce am putut pentru ei. Și atunci sunt mulțumit. Asta contează. Da, asta contează. Credeți că tradițiile noastre se pierd? Să știi că acum câțiva ani, vreo 4-5 ani, credeam că se pierde tot. Și am zis că gata, se pierd tradițiile tot. Să știi că acum, de câțiva ani, și mai ales muzica, adică s-au schimbat și aici, și domnul primar se implică foarte mult. În ultimul timp chiar nu era primar, știi, că la anul nou atunci tradițiile cu mascați, cu din astea, el organiza și nu era la primărie, cum a zis. Ei, acum dacă ești la primărie, s-o, cred că și mai bine, și s-o văzut acum și prin sat, acum nu că la audio, că n-am eu treabă cu politica. Zero. Nu mă implic deloc politica. Nu, dar contează și de șinierii. Vezi? Dacă el ajută și în drumul și are de făcut, automat să uite să faci programe la Cămin Cultural. Totdeauna. Atunci la Crăciun ai văzut și poși, da, Crăciun, da, da. Bra, dar când s-a mai făcut așa? Eu am filmat atunci. Adică s-au făcut zilele școlii anul trecut. Ziua comunii, da, care nu s-au făcut. Pe partea asta culturală. Adică da, și asta contează, adică revigorează din eu am zis că se pierde de tot. Acum câțiva ani am zis că gata, de acum nu mai auzi de nimic. A, deci credeți că se reînvie. Se reînvie. Oricum, eu văd eu că acum de vreo câțiva ani, adică și el caută să facă din sine și meu. Și măi, și eu îmi vă laud și pe voi. Niște băieți așa tineri, chiar eu zicem de multe ori și de tine. Am spus, măi, Vasilică, chiar, că era așa o fire și tu, emotiv și timid la școală, așa, măi. Era așa, știu. Și am zis că, uite, zic, măi, îmi place că se implică. Și eu i-am zis lui nepotul meu, măi, era voluntariat. Implicați-vă, măi. Uite, vie, ai văzut acum, nu mai zic, cu războiul ăsta, cu Ucraina. Da, da. Și contează foarte mult. Să te duci și ajuți pe cineva care e nevoie, mai ales acum, uite, voluntariat, să duc, traduc acolo, că sunt care nu se înțeleg, că dacă ei vin din altă țară, adică să oferă, să duc din timpul lor sau să duc cu mașinile să-i ajute, să-i aducă de acolo. Contează foarte mult. E voluntariatul, da. E a doua facultate, să spun. Da, sau o altă facultate. Și contează, am înțeles că asta o să, în viitor apropiat, o să conteze un te duci undeva la lucru, o să vadă că îi dă o diplomă. Contează acum. Contează acum. Și acum. Ei, eu m-am gândit eu așa, că am zis, asta o să conteze. Dacă faci voluntariat, capeți anumite abilități, anumite așa, cunoștințe. Sigur, și ai, știi, îți dă ceva la mână, vreo diplomă, ceva pentru că participi, da, la asta. Da, da, așa e. Ca niște credite, ca și cum ai un credit al tău, că ai făcut ceva bun pentru țară. Uite, acum în CV-uri poți să atașezi hobby-urile tale. Uite.
și se, nu știu, niște link-uri. Cum ar veni, eu am link-urile mele cu videouri, le atașez și le spun, eu mă ocup cu asta. Uite, vedeți ce am făcut eu până acum, așa. Și vedeți dacă și vă face bine sau nu. Automat își face o vedere mare a persoanei din față. Păi înseamnă că el scrie aici, și aici, și aici, înseamnă că e ceva bun. Adică totdeauna e ceva șansă să te implici cu astea. Am văzut, foarte bine. E bine așa de tânără să vă implicați, să vă faceți și prezenți, și văzuți, și cunoscuți, și reclamă de toate. Și cu timpul să vezi că se prinde bine. Și am zis, eu am zis că e foarte bine asta. Eu nu mai spun că eu ca persoană, bine, de felul meu așa s-o firi, măi, sufletist așa, și eu ajut chiar, mă ducem cu niște femei mai în vârstă în Arama și le făcem curat în casă. Mm-hmm. Îi spălam la sărbători, la sărbători, trecem, mă ducem mâncare caldă, le ducem ales iarna, când sărașile erau sângurele și nu ieșeau din casă și nu le vedea nimeni. Și mă ducem și ducem ceva cald, le dădem zăpada din față, le ducem o creată cu apă, îi spălam o față de masă și o perdea, îi luam la mine și le spălam și le ducem înapoi. Fără să știe nimeni. Da. Eu nu-mi place să mă laud că, vai, eu nu știu. Dar ele sărașile plângeau când mă vedeau. Erau și cunoștințe de-a mele, cum da. Dacă din Arama eu mă trag, mă ducem la părinții mei, în drum când mă ducem, trecem și pe la ele pe acolo și ele când mă vedeau, plângeau când vedeau, că nu mai vedea pe nimeni iarna, cum era zăpadă. Și eu intram pe la ele și bocăneam la ușă, intram, luam găleata, câteodată nu știe, fai tău, a ieșit afară, am văzut că era dată zăpada, nu știe și niciodată. Mergem cu Aurel și acum mergem în Arama la părinții mei și treacă, când mă ducem până acolo, mă ducem și la ele, erau, la care erau femei singuri, nu mă ducem la care erau acolo, la scari, barbați, o ce să dă ei. Da, e foarte frumos. Un gest, adică, nu știu, așa am fost noi obișnuiți, să știi. Bogățești și sufletești. Da, adică când vedeai mama așa, bătrână așa, săraca, că plânge cu lacrimi și mă prinde așa la brață și mă pași pentru și faci, cum ai venit tu, vii tu și îmi dai tu zăpadă. Dar zic, iarăși, mă gândeam, zic, ești singură, zăpadă, ieși afară, e frig. Vă zicem, râdem, dacă așa bocănem și ducem și o găreată cu apă, ducem și o farfurie de mâncare caldă, am sărat și o murită acele care le ducem, că erau singuri, erau bătrâni, că îi ducem la ei, se bătrâni. Ați trăit momente emoționate cu copii? Copiii, să știi că ai momente mereu emoționate. Eu mă ales, au venit acum de ani, anul trecut, clasa mea care a mers în deal, că aici s-a desființat un post, și am avut clasa pregătitoare și clasa întâi. Și în clasa a doua, eu luat în deal. Ei, și următorul an, îți dai seama, în clasa a doua, când ei erau mici, ei deja erau atașați de mine, că au venit întâi marți, ne-a ducut mărțișor. Și când i-am văzut, îmi venea să-i mănânc în scăci. Da, au venit din deal, că ei erau practic ceapă, clasa pregătitoare și clasa întâi. Când faci 4 ani, e alt treabă. Dar mi-a părut rău pe clasa aceea, că au fost așa niște copii tare buni. Și cu minți așa și frumușei, bine, că acum copiii majoritatea sunt frumușei așa, știa, așa de dăși. Dar așa când i-am văzut că vin la școală, am zis, băi, dar ei din deal au venit repede cu... Când i-am văzut pe la geam că vin eu cu spunul copiii după aceea ăștia care eram eu la oră. Doamna, dar vin mai mulți copii la școală. Oricum, copiii mei care i-am dat în deal. Băi, dar voi și... Am zis, bă, ducem un mărțișor. Doamne, când i-am văzut... Rume la față, da. Că era și frică. Când vin eu din deal de la școală și vin eu repede ca să mă prind pe mine la școală, ca să... Da. Și numai bine că se nimerește că și ziua mea, tot pe acum pe la începutul mart. Și eu, dacă pentru a mea la clasă, totdeauna le cumpăr și le... Și avem un tort acolo, le-am tăiat, le-am pus muzică pe video, pe tort, pe asta. O pres numai bine. Da, am poză și acolo, că le-am pus pe laptop, că am laptop la școală, videoproiector, și apoi le pun așa pe perete și văd filme, le dau desenea de astea care vin pentru școală și acum le pune foarte bine, exact cum învăț litera din mână, acolo le arată exact, frumos, povești și le dau. Ei, atunci le-am pus muzică, altceva. Sper că nu le-ați pus trap. Zumba. Sper că nu le-ați pus și în training acum pe YouTube. Nu le-am eu cu ieșit. Știu, dar mai bine să nu, mai bine să nu le aveți. Nu, dar le-am. Și era o bucurie pe capul lor că le-am pus, îți dai seama că eu nu obișnuiesc. Ori sunt ori, fac ori, dar atunci, hai, o zi, zic, poate nu o să fie nimic, mă ies, nu mereș. Și am făcut, le-am tăiat tort și avem de învățat și astea fracții. Și am făcut lecția fracții cu tortul.
Frate. Nu, dar nu la clasa ce e, care eu aveam eu, că aveam atunci clasa, clasa a patra, da. Și noi am învățat frații, frații. Clasa a patra? Da, frații. De fapt nu mi-aduc aminte. Și numai vini, le-am dus tortul, că așa era și oameni, le-am dus tortul și ne-a explicat de tort. Facem doimea, pătrimea, optimea. S-a aprofundat materia de ani. Da, da, în clasa a patra deja știu despre. Nu zic că dacă se aprofundează materia de la un an la altul pentru aceeași clasă sau mai vin lucruri noi. Se vin lucruri noi, dar ei dacă le învață din 5 și merge la simplu la complex. Și nu, zic că de ani, ani cum ar veni o... Consolidează toate cunoștințele. Nu, zic că dumneavoastră aveți o clasă de clasa întâi, o generație. Zic la generație la altă. Dar eu duc până-ntre a patra. Nu, zic o generație la altă, zic o generație clasa a patra care ați avut-o dumneavoastră acum 5 ani de zile, cum a fost, învață fix aceeași materie cu copiii de generația următoare? Păi ai aceeași programă. Aceeași programă. Aceeași programă. S-au mai schimbat anumite lucruri, dar nu prea multe. Uh-huh. Materia e tot stofoasă. Tot ai de predat zilnic, trebuie să predai. Doar de asta e foarte greu. Și ei să asimileze, e greu pentru dânși. Pentru că în fiecare zi am de predat. Și eu, nici eu nu vreau să rămân cu materia urmă, dar vreau și cu dânși să consolidez ca să prindă ceva, să rămâi cu ceva, să învețe. Și atunci eu mai repet cu dânși. Măi, eu din orele de ies la altii, din pauză, mai stau și peste program. Uite, vinerea am stat până la 1:30 am ajuns, am plecat de la școală. Că am stat, i-am pregătit acele litere din asă și trebuie să stai, să lis, trebuie să le pui pe plan și să le aranjez. La copii le-am dat drumul acasă, să pleci, trebuie să duc microbusul. La câte ore? 4 ore. 4 ore? 4 ore, da. La 12 ori trebuie să plec. Și câteodată stau mai târziu, că dacă eu stau pentru mine, copiii le dau drumul acasă, dar eu stau pentru că sunt... Plus că acasă trebuie să pregătesc materia de a doua zi, trebuie să văd ce fac. Și la ei, la lucrările este, eu întâi fac eu acasă. Uh-huh. Să văd cum iese, să știu etapele de lucru, ca atunci când mă duc copiii ca să lucrez, să știu deja. Uite, asta e ușor, când uiți așa, zice, dar cum să faci? Eu trebuie să știu de acasă cum să fac. Uitați pe YouTube la tutoriale. Să știi că acum mă uitam, am spus, Doamne, nu vedeți că și înainte avem proiecte de lecții, citei în cărți, schimbă, nu așa. Acum mă uiteam la pe YouTube, mă dau, scuite-mă și ușurință. Da, sau la grade, n-avem temele să învăț, avem teancuri de cărți am cumpărat ca să pot să învăț pentru grade. Când acum e butonat acolo și îți iasă temele care le vrei, zic, și îți iasă, zic, uite, e ușurință. Păi, acum asta e problema, că e prea multă informație de asimilat. Da, dar mai e și ușor că le găsești. Da, le găsești. Eu la mine o trebuit atunci să cumpăr nu știu câte cărți ca să pot să învăț pentru grad. Mă duceam și căutam cărți că nu găsăm, că avea o temă și nu o găsai. Trebuie să te duci să o cauți cărți până găsai temele respective. Uh-huh. Acum, dacă butonez acolo, dar nu-mi vine să cred că mai ajung eu așa ceva să mai văd. Mă lăsă în anii ăștia din urmă acum. Eu din când am dat gradul 1, din 2010, am început să mă... Să evoluez cu asta, cu partea asta. Ne-am luat laptop, ne-am cumpărat. În rating l-am luat. Am avut atunci, avem inspecții cu gradul. Cu... Și am făcut lucrarea eu pe laptop. În 2010, îți dai seama că 12 ani de atunci. Da. Era cam pe la început. Eu am învățat și copiii să scrie atunci. Și am făcut lecții pe ăsta, pe videoproiector. Că se mirau tăți. Dar eu dacă deja eram inițiată cu laptopul, i-am învățat și pe copii. Îi vedem așa la masă, la fiecare, și am făcut jocuri din astea cu mulțirea, cu adunarea, cu asta, pe videoproiector. Și era și pentru dânsă ceva nou și plăcere, așa ca să învețe și să joace. Și da. Și am făcut lecții care, prin început, era ceva nou. Nimeni nu făcea așa ceva. Și eu m-am băgat. Ce sfaturi le dați viitorilor cadri didactice? Viitoarelor cadri didactice? Trebuie să știi că... Și la copii, zic, sunt foarte entuziasmați că, băi, mă fac învățătoare, mă fac profesor, nu știu, după ce văd care-i treaba, că răbdare trebuie să trebuie să înveți, până ești la pensie. Da. De fapt, cred că asta e pentru oricine. Da. Și după ce ești la pensie ca să înveți. Din învățat e una când de plăcere mai citești o carte, mai înveți ceva, dar aici trebuie să te duci la concursul, trebuie să înveți, nu că nu e așa, că vrei să înveți, tu nu știu și... Aici trebuie să înveți, dacă dai gradele, îți dai seama, nu e așa orice, e gradul 2 sau gradul 1. Și la 50 de ani am dat gradul 1. Nu m-am lăsat, am mers până la capăt. Ultimul grad am spus, din tăi punct de vedere le-am dat gradele.
După ce m-aș îmbolnăvit și am luat pe spital. Că așa e, că na, stresul, toate emoțiile astea se adună și la un moment dat, sigur că, dar în altă parte, ai grade pe dincolo. Da, da, și să-i faci. Da. Dar au fost o plăcere. Eu la mine, nu știu, parcă a fost ceva și acolo unde am lucrat înainte, mi-a plăcut și am lucrat, dar aici parcă a fost pentru mine că eu am învățat la timpul meu când am fost la școală, mi-a venit ușor. Asta a fost misiunea dumneavoastră în viață, ca să creșteți elevi sau? Nu ne-am pus eu așa în gând de când eram la școală, că atunci nu o să vă iei în gând și ai tu. Dar cum credeți că asta e misiunea dumneavoastră? Dar să știi că acum, după ce am intrat în învățământ, am spus că zic, mie, cred că a fost o plăcere să intru și cred că Dumnezeu m-a îndreptat cât trebuie să vin la școală. Că văzut că am și răbdare. Și merge și mintea. Acum nu pot să zic că și mintea trebuie să-ți meargă un pic ca să pot. Că altfel n-ai cum să mergi până la capăt. Și plus că m-am gândit și programul. Eu cum lucram atunci, lucram dimineață până noapte. Plus că noaptea ne chema la comandamente, la ședințe, la așa. Aici ai un program, chiar dacă stau acasă, dar acasă pot să-mi fac treaba și pot stau seara să-mi fac și am făcut un proiect, să-mi fac, să-mi pregătesc lecții de-a doua zi sau ceva. Și o pasiune a dumneavoastră. Și eu, și o plăcere, adică să lucrez, că îmi place și mie. Îți vede că e și timpul și cum ar veni un bine și acasă, mă gândesc că aici e la casă și ai și treburile care le ai zilnici și le faci și acasă treaba și îți fac și eu. Nu e un program din ăsta care stai dimineață până seară și acasă, practic. Da. Nu mai e când să mai faci mai nimic. Asta e un coșmar pe care l-am eu. Da. Da, nu vreau. Nu vreau ca să am un astfel de program. Nu. Niciodată. Știi programul ăsta? Acolo unde lucram, lucram în viață până simt că nu trăiesc. Eu când am scapat parcă de acolo, când s-au închis și APO-ul și s-au terminat, parcă am simțit o ușurare. Vai, bine că s-au terminat. Serios. Pentru că era atunci și noapte, să tem din dimineață până seara, plus seara ne chema la ședință. Avem și copiii mici, avem casa închirpiși, îți dai seama, seara când vine, nu știu ce să mă apuc. Și a doua zi iar eu de la cap. Au fost niște ani foarte grei. Și când s-a terminat, parcă m-am bucurat că s-a terminat. Dar după aceea când am văzut că trebuie să o iau la capăt, iar că n-avem și face, că n-avem unde, de aici trebuie să câștigi un ban, trebuie să mă stiduși. Au fost care s-au plafonat, nu s-o mai zic nicăieri, nu mai, chiar dacă o făcut și eu, nu s-o mai, s-o mai învăța nicăieri, să mai duc, eu nu m-am lăsat. Nu, trebuie să merg înainte, să mă gândesc, mă duc în altă țară, să lucrez, fac ceva. Ei, dar după aceea, Dumnezeu mi-a îndreptat pașul și uite că încă stai și ies la pensie, că mai am vreo 2 ani. Și... După aia ce plan de faceți? Nu, eu parcă de abia aștept să ies la pensie, să mă odihnesc și să mă duc să vizitez în țara asta. Țin să vă menționez că de acum proiectul meu se va numi Haiducul Povestirilor, care fură povești de la cei înzestrați și le dă celor care au nevoie de acestea.